Bună seara, dragi prieteni! Suntem la video numărul 7 și acum am promis astăzi, aș vrea să vorbesc despre oglinzile care ne înconjoară, pentru că suntem înconjurați numai de oglinzi. Toți oamenii și toate situațiile pe care le vedem sunt de fapt reflexii ale noastre, prin care noi primim ocazia de la Univers, de la Divinitate, să ne reîntoarcem la iubire. Cum ne putem reîntoarce la iubire? Aflând unde nu suntem iubire și unde avem răni, unde avem povești băgate sub preș din trecutul nostru, din copilărie și poate chiar mai din spate, care încă dor și care supurează acolo. Numele meu este Cristina Niculescu, sunt creatorul, fondatorul site-ului sfatulpărinților.ro. Existăm din 2010 pe piața online. Avem o comunitate foarte numeroasă de oameni care vin alături de noi pentru a fi informați și inspirați și ne călăuzim foarte mult pe principiul eu și copilul meu. Ce înseamnă pentru noi eu și copilul meu? Adică dacă eu ca părinte nu sunt bine cu mine, e cam greu să fiu un părinte ok pentru copilul meu și atunci degeaba mă documentez în detaliu despre cum să cresc un copil dacă eu sunt varză. Deci eu ca părinte trebuie să mă ocup de mine, trebuie să văd unde nu sunt în regulă din punct de vedere emoțional, din punct de vedere mental, ce dezechilibre am, ce probleme nerezolvate am, pentru a nu proiecta asupra copilului toate traumele, toate durerile și toate bălăriile mele de părinte, ca să zic așa. De aceea, pe site-ul nostru veți găsi foarte multe materiale care vizează dezvoltarea personală a părinților, separat de componenta lor de a fi părinți, ci pur și simplu pentru ei ca entități de sine stătătoare. De ce aș dori să vorbim despre oglinzi? Există cele 7 oglinzi eseniene care au fost descoperite de esenieni cu 150 de ani înaintea erei noastre. Înțelepciunea aceasta se regăsește și în tot felul de alte culturi și pot fi văzute în engleză în filmul Cele 7 oglinzi eseniene al lui Greg Braden, îl găsesc și pe YouTube și este și tradus. Mie mi-au schimbat viața total aceste principii și mi se pare foarte important să le împărtășesc cu voi pentru ca împreună să ne dăm seama unde nu suntem iubire cu adevărat. De ce tot insist pe treaba asta cu iubirea? Nu e din cărți de filozofie. Noi suntem ființe de energie, deci nu ni se pare că de fapt vedem această materie densă, groasă. Dacă te duci la nivel de microni, fotoni, celule, vedem că de fapt există doar energie. Deci noi suntem de fapt un câmp de energie, o masă condensată de energie. Materialul din care noi suntem făcuți este iubirea, este vibrația iubirii. Creatorul, Dumnezeu, este iubire și el tot ce a creat, a creat din vibrația iubirii. În momentul în care noi suntem iubire, așa cum un cozonac este făcut din făină, zahăr, ou și nu este făcut din pământ și benzină, noi trebuie să rezonăm tot timpul cu iubirea ca să fim bine. Dar dacă noi nu știm aceste lucruri, ne împiedicăm de tot ceea ce nu este iubire și avem tot felul de probleme, care mai de care mai serioase și multe dintre ele sunt date mai departe copiilor noștri. De aceea această lege a Universului, legea oglindirii, este una din cele mai dure legi cu putință, pentru că e foarte incomodă. Ego-ul nostru nu prea suportă să accepte că omul ăla de față care a făcut temir ce lucruri îngrozitoare, de fapt reflectă un aspect din mine pe care eu nu l-am văzut, nu l-am rezolvat și nici nu prea vreau să-l văd. Și atunci am să trec în revistă cele 7 oglinzi eseniene pentru a ne da seama fiecare cam pe unde ne aflăm, asta în cazul în care, bineînțeles, acceptați această teorie, pentru că e foarte multă lume care poate să zică, băi, tu și eu, oricine altcineva vorbește despre oglinzile astea, să mă mai lăsați în pace că eu le știu pe ale mele. Și în mare măsură aveți dreptate, așa este, fiecare ne le știm pe ale noastre. Și fiecare avem un bagaj mare de persoane pe care poate ar trebui să le iertăm. Apropo că în video numărul 6 vorbeam despre iertare și tehnici eficiente de a putea ierta oamenii pe care avem o pată. Dar separat de asta, eu vă spun că în momentul în care, indiferent câtă dreptate avem, în momentul în care noi
o ținem pe a noastră că persoana X ne-a făcut un rău sau că nu suntem în regulă cu persoana Y sau că o situație de viață nu poate fi depășită, avem dreptate, pentru că cu siguranță nu batem câmpii. Însă, ce se întâmplă este că noi, care în interior suntem făcuți din vibrația iubirii, este ca și cum luăm și punem peste o floare, în loc de apă, benzină, motorină și hai să vedem în cât timp mai trăiește floarea aia. Ce să mai vorbim, să și înflorească? Să... Deci noi, ca să fim bine, trebuie să presărăm, să picurăm asupra noastră, așa cum am fi noi o floare, numai și numai vibrația de iubire. Poate nu reușim tot timpul, dar tot trebuie să fim foarte atenți și să ne reîntoarcem la iubire ori de câte ori putem, pentru că din asta suntem făcuți, vrem, nu vrem. Dacă am fost făcuți din furie și mânie, ne tot turnam furie și mânie și eram bine. Deci, cele 7 oglinzi seniene sunt prezentate în detaliu într-un articol scris de noi pe sfatulpărinților.ro și pe care îl vom posta chiar în acest dedesubt în videoul, în textul descriptiv de la YouTube, dar și în articolul pe care îl avem pe site ce conține acest video. Așadar, prima oglindă eseniană este oglinda care spune și ne arată cine suntem în acest moment. Este cea mai simplă oglindă, cea mai eficientă, nu toată lumea o înghite, dar este adevărul. Adică dacă eu în clipa asta, în interior, sunt furioasă și văd pe cineva în fața mea furios, dacă persoana aia mă deranjează, trebuie să mă întreb primul lucru. Băi, pe mine mă deranjează foarte mult că omul ăsta e furios. Oare sunt și eu acum furios? Pentru că Universul îmi atrage atenția. De ce ne atrage atenția Universul, care ne iubește mult și vrea să ne ajute, prin oglinzi? Pentru că ați văzut, ne uităm în oglindă și poate nu îmi place cum îmi stă bucata asta de păr și atunci mă enervează, n-am cum să schimb și evit să mă uit în oglindă. Dar dacă trec undeva pe stradă și văd întâmplător o oglindă, din nou văd aspectul respectiv pe care nu am vrut să-l mai văd. Și toți oamenii și toate situațiile și toate aspectele din univers, casa noastră, deci totul este o uriașă oglindă. Deci prima oglindă este cum sunt eu în acest moment. Dacă avem în față o persoană pe care o vedem într-un anumit fel și nu prea înțelegem de ce e așa și nu prea ne place, ne oprim din a ne mai concentra pe persoana aia și ne reîntoarcem la noi și verificăm dacă nu cumva sunt și eu așa cum consider că este acea persoană. Fricoasă, furioasă, lașă, habar n-am, deznădăjduită, lacomă, oricum ar fi. Asta e oglinda numărul 1. A doua oglindă este ceea ce judec eu în acest moment. Este o oglindă foarte socială și foarte cunoscută, pentru că marea majoritatea oamenilor îi judecă pe ceilalți oameni pentru milioane de motive. Întotdeauna altul îi dă vină, întotdeauna altul face tot felul de tâmpenii. Această oglindă e foarte interesantă pentru că ne reflectă ce aspect din noi l-am modificat ca să corespundem, ca să fim iubiți, ca să fim validați, ca să fim acceptați. Și vă dau un banal exemplu, nu o să mă înșir că pot fi milioane de exemple. De exemplu, merg în pădure, la munte și văd gunoaie pe jos. Sau văd chiar un om în fața mea care a aruncat un gunoi. Eu care n-arunc gunoaie pe jos, ba din contră le adun și le bag într-o pungă și nu știu ce, normal, am tendința să-l judec cu omul ăla. Păi frate, chiar așa ești de... Nu vezi că e natură, nu vezi că e curatică, de ce arunci? Sigur. Legea aceasta, oglinda 2, te pune să te gândești ce judeci tu la această persoană și ce de fapt este vorba despre tine. Sigur că toată lumea sare și spune, stai pe puțin că eu nu sunt ca ăla, eu nu sunt nesimțit ca ăla, eu nu arunc lucruri pe jos ca ăla. Ok, dar cu toate astea, ceva din tine există pentru că a rezonat cu ce ai văzut și te-a deranjat. Căci dacă nu te-ar fi deranjat și nici n-ai fi observat, înseamnă că acea oglindă nu era pentru tine. Bun, cum îl judeci pe omul acela? Că este, nu ce face, că ce face vedem, aruncă gunoaiele și e nesimțit sau e lipsit de eu știu ce. Cum îl judecăm că este? Păi este... Bine, trecem de este nesimțit, că marea majoritate spunem la fel. Bine, este nesimțit, dar de fapt este cum? Păi nu știu, probabil că este relaxat, este egoist, se gândește doar la el, la comoditatea lui, că nu vrea să țină gunoiul toma până nu știu unde...
Este detașat, este poate în gândurile lui și și-a terminat de mâncat, eu știu, pufulețul și aruncă ambalajul pentru că se gândește. Adică, cu alte cuvinte, nu se prea gândește la ceilalți, nu se prea gândește la el. Este destul de egocentrist, deci este centrat pe el însuși, știi, și pe... nu prea-i pasă. Da? Deci este în aceste feluri. Ok. Tu, ăla care judeci, când ai fost și tu așa? Sigur, foarte mult. Eu nu sunt, eu n-am făcut, eu niciodată. Nu este adevărat. Pentru că dacă ne luăm fiecare viață, putem găsi un moment, minim un moment, în care am fost și noi. Egoiști, egocentriști, nu ne-a păsat poate de ceilalți, nu știu, am vrut să mă duc undeva, nu mi-a păsat că alții s-au supărat. Deci sunt milioane de cazuri în propria viață în care ne dăm seama că și noi am fost la nivelul a fi la fel ca persoana respectivă. Și dacă oricât ne chinuim, nu găsim când am fost și noi ca persoana respectivă și nu, eu nu sunt de fapt așa și eu judec pe ceilalți, dar eu nu sunt și universul ne arată, ba da, ești. Și nu are nimic dacă ești. Scopul final este să te iubești, să te accepți așa cum ești. Toate aceste oglinzi nu vin să ne arate cât de greșit suntem. Vin să ne spună, păi frate, tu poate ai o problemă, nu știu, poate ți-ai tăia mâna, pentru că eu am două degete tăiate la mașina de tuns iarba, o să vă povestesc altă dată și despre nebunia asta de experiență și sunt foarte tăiate și sunt, au fost răni foarte mari, dar eu așa sunt și dacă le acopăr și mă fac că nu sunt, nu este adevărat, eu de fapt așa sunt. Dar uneori să zicem că chiar nu găsim la noi, băi, eu ce-am făcut să fiu la fel ca ăla. Și atunci întrebarea este, dar de ce nu ți-ai dat voie să fii așa? Adică tu de ce niciodată nu ți-ai dat voie să fii tu relaxat, egoist, indiferent, să-ți vezi doar de ale tale? De ce tot timpul ai fost atât de atent, să fie totul bine în jur, totul impecabil, toată lumea să fie mulțumită, toată lumea să te laude? Și aici dăm peste o rană din copilărie pe care, iată, am băgat-o sub preș și noi nu ne-am dat voie să fim așa relaxați ca nesimțitul din pădure care a aruncat lucruri. Pentru că n-am mai fi fost iubiți, n-am mai fi fost acceptați, n-am mai fi fost validați în familie, de către părinți, de către profesori. Și atunci ne-am modificat comportamentul, ne-am pus niște măști ca să corespundem. Dar în spate a rămas un copil supărat, trist, singur, rănit, care poate zice, băi, dar poate vreau și eu odată să fiu așa, nu știu, mi-am terminat ciocolățica și dacă am aruncat hârtia, să nu fiu bătut, să nu fiu certat, să nu fiu apostrofat, să mi se zică, a, nu e ok, dar uite, altădată așa ar trebui să procedez și cu toate astea să fiu iubit. Foarte mulți dintre noi ne modificăm felul de a fi în copilărie pentru că noi deducem că noi nu mai suntem iubiți de către adulți dacă continuăm să facem ceva ce adultul ne-a certat pentru acea acțiune. Deci oglinda 2 este foarte bună, este oglinda ceea ce judec la celălalt și este oglindă de viață de zi de zi, pentru că foarte multe conflicte sufletești se dizolvă și atunci nu mai stăm pe energiile alea negative despre care vorbeam în video 4 sau 5, nu mai știu în care, despre cum să creștem vibrațional, pentru că dintr-o dată nu mai stai pe atâta furie, pe atâta ură, pe atâta răzbunare, că eu citesc de pe paleta emoțiilor, pe atâta insecuritate, gelozie, frică, victimă, lipsă de putere, pentru că îmi dau seama că, băi, și eu am fost cândva așa și mă accept și mă iert și totul este ok și merg mai departe, da? Deci dăm din nou peste iertare. Oglinda numărul 3 este oglinda, o numesc oglinda melancoliei, nostalgiei, oglinda golului rămas în urma noastră. Este oglinda a ceea ce am avut, am pierdut, ni s-a luat sau am cedat. Respectiv, se întâmplă ceva în viață și rămânem fără ceva sau cineva, fără jucăria preferată. Uite, la mine oglinda 3, vă dau un exemplu, sunt muțunat chiar din spate. Că mă mai întreabă prieten, frate, dar de ce nu stai centrată pe ecran și îi ai pe ăștia? Păi pentru că ei sunt oglinda 3, ei sunt ceva ce eu am pierdut, ca să zic așa. Respectiv, amândoi, eu am fost 3 ani de zile în Statele Unite, la New York, cu părinții mei, tatăl meu lucra în, mă rog, în diplomație, la ambasadă și între clasele 1, între clasa 1, 2 și 3 am fost acolo. Și la un moment dat, tatăl meu a primit informația că să se întoarcă în țară. Acum știam că cam 3 ani se stă. Și m-am întors în țară și pentru mine, ca copil de 7-8 ani, a fost șocant, pentru că eu iubeam foarte mult casa mea, locurile, acelea, prietenii, jucăriile, simbolurile, pasărea ce este Big Bird din Sesame Street și Mickey Mouse din Mickey Mouse. Și erau prietenii mei cum ar veni din copilărie. Și pentru că sufletul meu de copil a perceput că
a rămas fără acești prieteni, ori de câte ori îi găsesc în diverse forme, îi iau și simt că îmi bucur copilul interior. Asta nu este o oglindă dură, asta este o oglindă dulce, caldă, dar este o oglindă prin care să ne dăm seama că undeva ceva din sufletul nostru a rămas rănit și a rămas cu un gol. După cum vedeți sus acolo, am tot felul de asemenea prieteni. Mai am încă vreo 2-3 Mickey Mouse și am și pe Woody Woodpecker, pentru că și ea era prietena mea tot din New York și asta este. Dar uneori rămânem fără ființe dragi și există, apar în viața noastră, trimiși de univers, oameni care ne reamintesc de ce am pierdut. Dar fie ne reamintesc ca să ne umple acel gol, pentru că putem brusc iubi o prietenă nouă foarte mult, pentru că de fapt ne amintește de prietena din liceu pe care am pierdut-o, că s-a terminat liceul și am pierdut legătura, dar țineam foarte mult la ființa aia. Deci oglinda 3 este oglinda melancoliei și ori de câte ori suntem în situații în care ne este foarte drag și nu știm de ce un om ne e brusc foarte familiar, un loc ne este brusc foarte, foarte drag, este de fapt că ne amintește de ceva. Când ne întâlnim cu această oglindă, încercăm să ne dăm seama, dar de ce mi-amintește mie? De chestia, a, uite, eu pot să înlocuiesc asta cu asta, omul ăsta cu omul ăsta, dar nu cumva sufletul meu a rămas rănit și ar fi bine să mă întorc un pic cu tot felul de tehnici sau dacă nu știu tehnici, să stau cu mâna pe inimă și să mă duc înapoi la momentul ăla în care eu simt că am rămas cu acel gol și să văd pe acea fetiță sau pe acel băiețel interior și să-l iau în brațe și să-i spun, știi ceva, eu sunt adultul, tu ești copilul și eu am grijă de tine în continuare, chiar dacă te-a durut că la momentul vârstei X ai rămas fără, nu știu, un părinte, o jucărie, o, nu știu, orice. Deci asta este oglinda 3. Oglinda 4 este oglinda obsesiilor și dependențelor. Ea ne ajută, văzându-i pe aia din jur care au diverse dependențe, pe care îi judecăm, băi frate, nu se lasă ăla, dă cola zero, dă țigări, dă droguri, dă... Eu nu sunt așa sub nicio formă și, din nou, oglinda 4 este o oglindă a judecății, dar e foarte rafinată, anume pe obsesii și dependențe. Scopul acestei oglinzi este să ne întoarcem tot la noi și să ne iubim și să vedem, băi, dar eu oare unde am dezvoltat dependență? Că poate eu sunt dependent de a fi controlant, poate sunt dependent de partenerul de viață, nu de cafea. Deci, când judecăm la cineva obsesiile pe care le are sau dependențele pe care le are, să ne oprim din a judeca și să ne întoarcem să ne întrebăm, băi, eu ce dependențe și obsesii am în viață și dacă le găsesc, încerc să văd de ce sunt atât de dependent. Și aici, sigur, este o întreagă altă poveste, dar dacă suntem sau sunteți interesați de așa ceva, vorbim, puteți să-mi scrieți pe mail pe cristina@sfatulparinților.ro, puteți să găsiți tot felul de tehnici prin care să vindecă dependențele și înțelegem cum în spatele fiecarei dependențe și în Recall Healing se vorbește foarte mult și sunt videouri pe recallhealing.ro în care Gilbert Renaud vorbește despre dependențe, ce înseamnă fiecare adicție, sunt workshop-uri pe care le ține ori online, ori la Oradea despre adicții, dependențe, obsesii, tulburări obsesiv-compulsive și în final sunt tot răni, tot răni de copil sau răni ale părinților pe care noi le-am preluat. Oglinda numărul 5 este oglinda foarte tare, dură și drăguță în același timp, pentru că este oglinda mamei, tatălui și a lui Dumnezeu. Respectiv, noi venim pe acest pământ trimiși de Creator și pe plan fizic prin corpurile celor doi părinți pe care îi avem. Foarte multă lume judecă părinții sau reproșează foarte multe lucruri părinților lor, că n-au făcut, că au făcut, că au greșit, că n-au greșit. Timp în care ei cred că au o relație excelentă cu Dumnezeu. Nu ai cum să ai o relație excelentă cu Creatorul câtă vreme tu nu îți accepti părinții, nu i-ai iertat pentru orice bălării, zice mintea ta, că au făcut sau n-au făcut. Părinții sunt uneltele alese de Creator pentru ca noi să venim pe lume. Dacă noi suntem foarte ok cu părinții noștri, înseamnă că suntem foarte ok cu Creatorul și înseamnă că nu avem niciun fel de așteptare. Foarte multă lume, prin judecata pe care o are de la părinte, față de părinte, de fapt zice, măi, eu aveam așteptarea ca mama să fie așa, tata să fie așa, să-mi fi dat, să-mi fi făcut, să nu-mi fi zis sau eu știu ce. De fapt, noi avem aceleași așteptări de la Creator, de la Divinitate, de la Dumnezeu. Respectiv, dacă eu consider că tata este prea absent din viața mea, înseamnă că o parte din mine crede că Dumnezeu este prea absent din viața mea.
Eu nu pot crede că Dumnezeu este clipă de clipă cu tine, te iubește și te protejează, dar tata și mama nu. Nu. Undeva e o neînțelegere în interiorul sufletului nostru și această oglindă 5 ne arată că atunci când suntem în iubirea necondiționată din care ne-a făcut Creatorul, automat nu ai așteptări, pentru că iubirea necondiționată nu este o iubire condiționată de așteptări. Nu poți să ai așteptări de la iubire. Iubirea este și atât. Noi ar trebui să ne iubim părinții și atât, să ne iubim Creatorul și atât și să ne iubim pe noi și atât. Când apar așteptările și judecățile față de părinți, în clipa aceea înseamnă că avem undeva ceva de reglat la nivelul relației cu Divinitatea. De ce avem de reglat? Pentru că e cam greu să ai o viață super împlinită și fericită câtă vreme tu, în interiorul sufletului tău, cam ai o pică și pe mama și pe tata și pe Dumnezeu. O întrebare foarte importantă care se pune la acest nivel este și reflectați asupra ei. Dacă acum ar începe ultimul minut din viața mea, ce mi-ar plăcea să aud că îmi spune mama sau tata? Și dacă ar fi ultimul minut din viața mea și aș avea ocazia să spun ceva lui mama sau lui tata, ce aș spune? Și vedeți dacă spuneți mult mai multe decât te iubesc și îți mulțumesc. Mulți ar vrea să spună lucruri. Dar puteți profita de acest exercițiu și rezolvați, reglați și spuneți încă de pe acum aceste lucruri pentru a nu ajunge la ultimul minut de viață și la regretul celor de pe patul de moarte că nu au apucat să spună sau să facă lucruri în relație cu părinților. Așa se oglindă eseniană, este oglinda numită Noaptea Neagră a Sufletului. Fiecare suflet trece în această viață prin etapa numită Noaptea Neagră a Sufletului, adică când cum ar veni aparent tot ce este mai rău posibil și imposibil de dus, se revarsă asupra ta. Nu știu, rămâi fără job, moare cineva important, se întâmplă în lanț lucruri foarte, foarte, foarte nasoale și tu simți efectiv că nu mai poți. Deci nu știi de unde să te adun de pe jos ca să te reconstitui măcar cât să te duci până la o pâine și înapoi. Asta este Noaptea Neagră a Sufletului. Când tendința este să credem despre noi că suntem victime, că suntem deznădăjduiți, că suntem în maxim de insecuritate, de valorizare, tot. De ce Universul scoate fiecărui suflet o asemenea noapte neagră în cale și, by the way, sufletele le cam aleg când vin, știu, băi, eu la momentul X o să trec prin noaptea neagră și am nevoie de tine și tine, suflete, prietene, să jucați diverse roluri. Tu să joci rolul că îmi faci ceva îngrozitor și eu nu te pot ierta. Tu să joci rolul că erai tot timpul cu mine și brusc ai plecat și ai murit și nu știu ce, sau că tu m-ai părăsit și... Și eu trec prin perioada asta cu noaptea neagră a sufletului acum, deși am crezut că am trecut altă dată, dar nu e. Acum mi se pare mai dur un pic. Scopul nopții negre a sufletului este să vedem că, de fapt, să ne vedem măreția, să ne vedem faptul că suntem în stare să ne prețuim ca ființe divine ce suntem și, precum pasărea Phoenix, să încercăm să ieșim la liman și să ne reinventăm din propria cenușă, din propriile bucăți căzute pe jos, pentru a onora divinitatea care suntem și pentru a ne duce misiunea sufletului mai departe. Asta înseamnă să nu rămânem scufundați prea mult în victimizare sau în alte sentimente foarte negative. În general, putem ieși din noaptea neagră a sufletului practicând foarte, foarte des exercițiul de ieșire din emoțiile negative spre pozitive, care este undeva în video 4 pe care vi l-am dat. Deci să fim permanent conștienți. Eu ce emoții am acum? Băi, încă o zi în care stau ca victimă, încă o zi în care stau vinovată, deznădăjduită, geloasă, furioasă, cât o să țin așa și unde pot să ajung? Adică ce se întâmplă cu celulele astea ale corpului dacă eu, ele sunt făcute din iubire și eu presar în ele opusul, cât poate să ducă. Cea de-a șaptea oglindă este oglinda care se numește Cine ești tu cu adevărat. Și este oglinda acceptării, este cea mai dură, pentru că ne invită să, și chiar dacă nu facem că ne invită oglinda, că nu ne dăm seama, ne dăm ochii roata așa în propria viață și uneori suntem mulțumiți de ce vedem, începând cu casa, viața, relațiile, banii, sănătatea, uneori nu suntem mulțumiți. Ori pe toate aspectele nu suntem, ori pe unele. Oglinda șapte spune, băi, ăsta ești tu,
De fapt, atât ai putut să realizezi până aici. Ești în stare să te iubești și să te accepti în aceste condiții în care tu până la 50 de ani, 42, 79, atât ai putut să faci sau nu? Foarte multă lume are foarte multă supărare pe sine și pe viața sa sau dă vina pe alții, pe divinitate, pe conjuncturi, pe COVID, pe eu știu pe ce, pe milioane de chestii, pe guvern, pe tot. În realitate, fiecare din noi avem un set de credințe, un set de emoții, atât putem, atât ne ce capul, atât am putut să realizăm până acum. Dacă noi în clipa asta a vieții avem nemulțumire față de sine, neacceptare față de sine, neiubire față de sine și față de cât am fost și noi în stare să facem, e greu din rampa asta de lansare, următoarea etapă să fie una hiperînfloritoare, pentru că n-ai cum să ajungi la bine când tu pornești de la minus 200. Deci, oglinda 7 ne invită și vă invit în fiecare zi să dați ochii roată în propria voastră viață. Și dacă vreți să schimbați orice care nu vă place, luați în calcul întâi să vă placă ceea ce ați realizat cu viața voastră până acum. Sigur, altfel nu avem nicio șansă să ajungem mai bine. Indiferent cât de grea este situația, indiferent cât de dificil ar fi, păi frate, noi cumva am putut să ajungem până aici, fiecare. Adică, sigur vă amintiți de cel puțin 2, 3, 4, 5 situații din tot trecutul vostru pe care cumva le-ați depășit. În combinație cu ajutorul divin, în combinație cu propriile voastre resurse, frate, ați scos-o la capăt. Suntem acum aici, eu vă vorbesc, voi mă auziți, deci suntem vii, suntem cumva aici. Și cei care nu sunt vii, frate, deci oamenii au realizat ceva și s-au întors acasă. Niciun suflet nu se întoarce acasă din eșec. Nu! Orice suflet, oricât suntem noi determinați pe aici de dorul lor, ei se întorc acasă conform unei agende foarte clare. Deci eu am tot lucrat cu cronicile Akashe, cu Cristina Tomescu și cu această tehnică absolut extraordinară și în dosarele Akashice ale fiecărui suflet se vede foarte clar câți ghizi au, câte încarnări au avut, ce blocaje și restricții, ce calități, la ce nivel le vibrează sufletul. Faptul că dacă un suflet a plecat fix, fix, fix în agenda pe care a avut-o programată, nici o secundă mai devreme sau mai târziu. Sufletele nu se întorc acasă pentru că sunt într-o mare rateu pe aici. Se întorc când și-au terminat treaba. Și uneori treaba înseamnă chiar să vezi, păi mă duc, îl ajut pe unul cu ceva, așa cum e filmul No Solar, căutați-l și vedeți-l. Și asta a fost rolul meu. Poate rolul meu a fost să fiu părintele unui copil pe care trebuie să-l aduc pe lume și să-i ofer ceva foarte bun și după aia să plec înapoi și să-l ajută pe celălalt plan. Alții au alte meniri. Bă, rolul meu a fost să fac 3 fabrici de pâine, să pun afacerea pe roate și după aia, nu știu, să mor într-un accident pe insula Tasos sau eu știu ce. Sunt tot felul de povești. Deci nici măcar cei care pleacă dincolo nu putem spune despre ei că există judecată, că frate au greșit cu ceva și ce rău este ceva. Nu. Deci să dăm ochii roată în propria viață și să vedem cât de mulțumiți suntem, cât de recunoscători suntem divinității și nouă înșine că we've made it, am ajuns până aici și avem planuri, avem vise, avem resurse să realizăm, avem oameni dragi. Deci în oglinda aceasta, vibrația trebuie să fie de iubire și recunoștință. Dacă dați ochii roată în viața voastră și nu simțiți iubire și recunoștință, această oglindă vă invită să vă schimbați percepția și să faceți exerciții de iertare și să vă iubiți pentru tot ce ați realizat până în acest punct al vieții. Și din acest punct să construiți ceva nou. Deci vedem cum toate cele 7 oglinzi seniene lucrează asupra noastră. Noi putem să ne facem că nu știm de aceste oglinzi. Știți cum vă dați seama că aveți nevoie să învățați despre oglinzile seniene? Că la un moment dat, deci nu mai puteți în una din situații. Deci, fie judecați foarte tare pe cineva, fie vă enervează în mod constant cineva din fața voastră, fie aveți o problemă nerezolvată cu mama și tata, fie cu divinitatea, fie nu mai ieșiți din noaptea neagră sufletului, fie nu vă convine nimic din jur, fie ați rămas cu o nostalgie și cu un dor nestăvilit pe care nimic nu vi la lină. Și fie nu vă depășiți anumite dependențe, obsesii și atât de mult vi le-ați ascuns încât dintr-o dată aveți pată pe
copil, că stă numai cu ochii în computer. E complet dependent de telefon. Dar tu, părinte, cam de ce ești complet dependent? Nu cumva de altceva? Poate ești complet dependent de partenerul de viață, poate ești complet dependent de cafea, poate ești complet dependent de suferință, de nefericire. Dar de ce să te uiți la tine? Te uiți la copilul ăla, că nu mai dă jos telefonul de mână și mamă, ce dependent e, hai să vorbim cu psihologi, să vedem ce facem. Ok, nu spunem că nu este adevărat, dar copilul este oglindă. Cele mai mari oglinzi sunt oricum copiii, partenerii de viață, părinții. Deci dacă copilul are o dependență, lucrează întâi asupra ta și urmărește cu sinceritate tu cam ce dependențe ai, vezi de ce le ai, vezi unde este multă nefericire în sufletul tău și în viața ta de ți le-ai acoperit cu aceste dependențe pe care nici pe asta n-ai vrut să ți le vezi. Și când tu ești bine cu tine, întoarce-te și vezi și cu copilul ăla ce și cum. Sau putem lucra în paralel cu propria persoană și cu copilul, că normal nu o să lăsăm un copil, adică văd că e dependent de țipat și încep și lucrez pe mine să văd ce am de rezolvat. Asta am vrut să vă povestesc despre oglinzile seniene, despre șansa de a ne reîntoarce la iubire cu unicul scop să fim bine. Adică poate nu vreți să vă dezvoltați spiritual, poate nu vreți să evoluați sufletești, dar poate vreți să fiți sănătoși și poate vreți să oferiți o vibrație copilului, soțului, soției, animalului de companie, părinților, oamenilor din jur, o vibrație cât mai bună. Și ca să avem o vibrație cât mai bună, trebuie să nu stăm în emoții negative și ca să nu stăm în emoții negative, trebuie să ieșim din ele, dar trebuie să vedem și ce le cauzează. Că putem face exercițiul pe care vi l-am dat cu câteva videouri înainte de ieșire din emoție și după a doua zi îl vezi pe omul ăla, iară te ia toate cele, iară ieși din... Adică putem repeta o lună de zile povestea asta până când la un moment dat tot la oglinzi ne întoarcem, frate, dar mie de ce universul îmi dă oportunitatea să fiu în viață, în casă, în birou cu persoana aceea care mi-apasă toate butoanele cu putință? Și atunci citiți din nou articolul despre oglinzile seniene. Dacă informația de la noi de pe site nu vă este suficientă, uitați-vă și la filmul lui Greg Braden, Cele 7 oglinze seniene, îl găsiți pe YouTube. Și lucrați cu voi pentru ca noi, ca părinți, să reușim să oferim copiilor noștri o șansă pentru un viitor cât mai bun, ca ei să devină mai viitori adulți echilibrați și noi să fim niște bătrânei care ne uităm la maturii care devin ei cu bucuria faptului că n-am petrecut pe pământul ăsta degeaba tot timpul. Și vă doresc tot binele din lume și să aveți copii fericiți, echilibrați, să vă iubiți foarte tare voi între voi, cu copiii voștri și pe noi ne găsiți aici pe sfatul părinților.ro. Vă îmbrățișez!